Noi acum mergem la Lidl la cumpărături. Unde mergem? Nu. Am ajuns la Lidl. Acum este. Nu, mami. Este. €53.06. Noi venim de la Lidl și papa a fost dus până la farmacie să îmi cumpere mie un test de vitamina D și ne-a văzut, așa că vine să ne întâlnească. Uite, vine papa! Uite pe papa! L-ai văzut? Hey, wait! You fall down here! I want to come new here for this, I not live here. Huh? How are you? Test 20 euro. One test? Okay. Cool. Okay, bye, take care. Bye. I love you too. This test you take only blue line and you can make this hand blue. Okay, we see in home. Cum e, domnișoara? Bobe! Bobe, ai grijă să nu te împiedici. Ai grijă. Pe acest fierle alea pe jos. Papa ți-a dus. Și-ți place? Asta ce gust are? Și cealaltă? Cola! Strawberry și cola, bravo! Da! Hai că mergem acasă acum, bine? Uite-l pe papa, vezi? Din data ajunge la lucru. Lucră oamenii, lucră. Vreme plăcută afară, oricum. Să vă arăt ce am cumpărat de la Lidl. Aici am luat o salată verde, avocado, un săculeț de cartofi, un castravete, ardei capia, banane, două cutiuțe, astea sunt doar 250 de grame, două cutiuțe de căpșuni, struguri, smântână, quark, iaurt New York style, iaurt cu cookies, iaurt cu Neo, sane iogurt, iaurt cu fructe și cu frișcă.
Rosinenbrocen? Cred că se pronunță Rosinenbrocen. Două cornuri cu ciocolată. Am avut și două gogoși, dar s-au mâncat. O pungă din asta XXL de Smarties. 18 sunt într-un pachet din asta. Brânză. Aici o altă cutie, doar că asta este pentru sandvișuri. Un covrig. Un sandviș. Garnelen. Cu usturoi și cu verdețuri. Îmi plac tare mult acești creveți. Piept de pui pentru sandvișuri, piept de curcan tot pentru sandvișuri, piept de pui feliat, l-am cumpărat că vreau să facem o shawarma în seara asta, și aici sunt minute în șnițel, sunt bucățile acelea din care am făcut data trecută șnițele, doar că atunci a fost cumpărat la pachet mai mare. Acesta este un pachet mai mic. Și o cremă de ciocolată. Cred că asta e tot, cred că n-am uitat nimic. Îți spun din inimă, adevărul e că vreau să-mi dai un like, like, like.